Salutare, sunt la o partidă de spinning. Mi-am comandat un băț, acesta din China, are 1,70 m. L-am comandat de 2 luni, abia a venit. Probabil problema cu... cum îi zice, cu gripa. Ok, este un băț de începători. Nu contest lucrul ăsta. Încerc și eu, că na. Până nu încerci, n-ai de unde să știi, n-am mai pescuit la spinning. Nu știu cum e. Sunt în Teitoboc. Nu mă aștept să prind, eu măcar să mă obișnuiesc să arunc. Să mulinez, adică nu știu ce am văzut și eu prin tutoriale. Măcar un biban, ceva. Nu? Se învârte frumos lingurița asta, cumpărat-o din târg. Când am fost la târgul de pescar de la Romexpo. Acum nu știu dacă e bine să dau aici la vâltoare, sau să mă duc într-un loc mai liniștit. Are și aici un lăcaș de prins. Nu îl nivelesc. Ah, probabil da, nu fine. Haideți să ne mutăm. Mai încercăm pe aici. Să încerc la stuf pe acolo. Nu? Acesta e bățul GLS.
uite, s-a făcut foc aici, s-a dat la pește. Mamă, la fix copacul ăsta în apă, cum a căzut, săracul de el. Aici s-a dat la caras. S-a sucit vârful. Cred că sunt și crăci prin apă. Se învârte frumos. V-am zis, nu știu, n-am mai dat și încerc să învăț. Uite, copacul a căzut aici. Știu că trebuia să pun o strună, dar n-am mai apucat, ca să vin repede să încerc bățul și n-am mai pus strună. Ups! Ce moale! Și aici s-a luat pește. Arunc ceva, 20 de metri, tot îi arunc cu asta mică. Mică, mică, dar năstrușnică. Hai, băieți, un pește și eu. Hai, ceva, un cărășel. Un cărășel, auzi, un stobișnic ca la undiță, la lansetă. Un cărășel. Un biban, ceva. Un biban mic, cât degetul măcar. Dar să fie ceva. Îți vreau să sunt tei. Teiul este acolo, uitați și roata. Și de acolo se varsă în toboc, cum ar veni. Zice tei toboc aici. Aici veneam când eram mic, dădeam la undiță, după caras. Ah! S-a agățat sau?
Am avut o trăsătură, că nu-mi dau seama, până mă obișnuiesc. Mai durează. Nu știu cât de repede îți dau ca să o țin la suprafață sau să meargă mai pe fund. La pe fund nu cred, la mijloc, la suprafață probabil. Mulineta, la fel, am cumpărat-o din târg. Mulineta. Mai am un băț de spinning mai lung, dar am să-l încerc pe acesta. Scârție mulineta, deci nu cred. E prima oară când o folosesc. Dați seama cât de bună e. Cred că ca să stea mai la suprafață trebuie să mulinez mai repede. Dar asta înseamnă să o aduc și repede la mal, nu? Ce frumos se învârte. Dacă aveți ceva sfaturi pentru pescuitul la spinning, vă rog să o faceți, să înțeleg și eu pescuitul la spinning. Încerc aici la vâltoare, dacă am unde, nu prea am unde, mă duc la locul ăsta iar. Nu știu, probabil că trebuie pentru fiecare pește
trebuie altceva, altă linguriță, altceva, habar n-am. Mai încerc aici. Opa. Am aruncat-o, de unde am aruncat-o, s-a rupt. Mai am să-mi vină niște voblere din China care n-au apărut. Deci s-a rupt și asta, adică asta. O să schimb. Dar cum dracu am aruncat acolo? În fine. Păi se încheie aici scurta mea partidă de inițiere la spinning. Nu mai am niciun wobbler sau cum îi zice, în fine. Așa că dacă aveți sfaturi în legătură cu spinning-ul, vă rog, lăsați-le în coment și o să țin cont de ele, să învăț și eu să dau la spinning. Cam asta e, n-am avut noroc. Sper că data viitoare va fi mai bine, dar mai încerc fără discuții. O să ne mai vedem tot așa la spinning. Că bănuiesc că nu e atât de rău și nici nu-ți trebuie atât de echipament cum îți trebuie la pescuitul de crab, de exemplu. Hai că la undiță ți-ai luat o undiță, o momeală și ai plecat. Dar la crab, vai de capul meu, trebuie lansete, trepied, tot felul de nebunii, 10 lansete și tot așa. Bine, vă mulțumesc că mă urmăriți și ne vedem data viitoare și vă aștept, v-am zis, cu comentarii, sfaturi, ce e de făcut pentru pescuitul la spinning. La revedere!